venit cu o informație de breaking news. Șeful Comisiei de Control a Activității Serviciului Român de Informații din Parlament, Claudiu Manda, a ajuns în urmă cu puțin timp la Direcția Națională Anticorupție. Corina Martinski este acolo și are mai multe informații. Corina, dacă ți-a spus Claudiu Manda motivul pentru care a fost chemat astăzi la DNA? Bun găsit, Ana, bun găsit, doamnelor și domnilor. Nu a spus absolut nimic Claudiu Manda în momentul în care a ajuns aici la Direcția Națională Anticorupție. Trebuie să vă spun că a venit singur și nu însoțit de un avocat. Îl așteptăm însă la ieșire să vedem exact de ce a fost chemat astăzi la DNA, dacă a primit vreo citație și în ce calitate, pentru că, din ce știm noi, Claudiu Manda nu este vizat în vreunul dintre dosarele Direcției Națională Anticorupție. În ultimele zile, este adevărat, s-a vorbit despre acea cerere făcută de către DNA, către Senat, cu privire la începerea urmăririi penale a lui Călin Popescu-Tăriceanu și... Știm foarte bine, Claudiu Manda este unul dintre vicepreședinții Senatului și a vorbit la acel moment despre cererea pe care a primit-o acolo. Rămâne să vedem exact care este motivul pentru care el ajunge, iată, astăzi în fața procurorilor Direcției Naționale Anticorupție. Vom reveni cu imagini și cu declarațiile sale imediat ce va